Primarul a anunțat că Bacăul va avea un al doilea viceprimar abia în anul 2010. Romeo Stavarache a mai anunțat că băcăuanii sunt datori vânduți după ce municipalitatea a contractat un credit de 300 de miliarde de lei vechi pentru continuarea lucrărilor la șantierul Spitalului Municipal. Nimic ieșit din comun pe ordinea de zi a ultimei ședințe de Consiliu Local din acest an. Romeo Stavarache a dezvăluit că funcția de viceprimar, rămasă vacantă în urma demisiei lui Constantin Drăgănuță, va fi ocupată începând cu anul 2010. După ce i-a pus pe jar pe aleși și peneliști, Stavarache a întors-o ca la Ploiești, cerând retragerea proiectului de hotărâre în cauză de pe ordinea de zi. Vă propun, de fapt vă spun, că proiectul de hotărâre privind alegerea celor de-al doilea viceprimar al municipiului Bacău, pe locul rămas vacant, proiectul 21 îl voi retrage după ordinea de zi, ținând cont că regimul cheltuielilor și bugetul pe anul 2009 nu este încă votat, iar atribuțiunile pe care trebuie să le atribuim viitorului viceprimar vor fi probabil atribuțiuni după nouă organigramă pe care vom aproba după buget. Romeo Stavarache a anunțat că municipalitatea i-a îndatorat pe băcăuani cu 300 de miliarde de lei vechi, după ce edilii au luat decizia de a contracta un credit pentru finanțarea lucrărilor de la Spitalul Municipal. Obiectivul spitalicesc trebuia finalizat în 2009, însă, așa cum a lăsat de înțeles primarul, bugetul local nu a permis o astfel de finanțare. Potrivit lui Stavarache, încasările pe 2009 la bugetul local au fost mai mici cu aproximativ 600 de miliarde de lei vechi față de anul 2008. Avem în derulare un proiect care este exclusiv de la bugetul Consiliului Local și pe care eu am să vi-l propun ca finanțare și pentru anul 2010, și anume Spitalul Municipal, unde avem deja aprobat un credit de 30 de milioane RON, 300 miliarde de lei vechi pentru anul 2010. Sperăm noi ca să mai obținem o sumă de la bugetul statului. Edilul șef a precizat că nici acești bani nu vor fi de ajuns pentru finalizarea lucrărilor. El a făcut apel către grupurile politice reprezentate în Consiliul Local să facă lobby pentru finanțarea acestui obiectiv.